Tânărul rănit grav în explozia din Piatra Neamț este în stare foarte gravă. Acesta a fost operat în noaptea de miercuri spre joi la un spital din Iași după ce a fost adus aici, întrucât nu s-a găsit niciun pat liber la spitalele din București. În acest moment, paturile pentru mari arși sunt ocupate și atunci când un nou caz va excede posibilitatea de tratament, vom lua decizia de a-l transfera în străinătate, a declarat ministrul Sănătății Sorina Pintea. Tânărul urmează să fie transferat acum cu aeronava Forțelor Aeriene Române la o clinică din străinătate. Pacientul aflat în comă indusă cu arsuri de gradul 3 pe 75% din suprafața corpului va fi asistat pe timpul zborului de către o echipă medicală SMURD din cadrul Spitalului de Urgență Floreasca și de o echipă medicală militară. Pacientul va fi transportat la un spital din Belgia. Misiunea se efectuează la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, ca urmare a acordului primit din partea instituției medicale belgiene la apelul lansat de către Ministerul Sănătății pentru transferul rănitului. În această seară, tânărul va ajunge la clinica din Belgia, în speranța că acolo medicii îi vor da o șansă la viață.